Direcția de Sănătate Publică Gorj a depistat sute de bacterii în apa care curge la robinete în căminul de bătrâni de la Suseni, ce aparține Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Gorj. Analizele de laborator arată faptul că apa este infestată cu peste 300 de germeni, printre care și bacteria E. coli. Însă, președintele Consiliului Județean, cel care a dispus efectuarea unei anchete, spune că bacteria E. coli nu a fost găsită în apă. Din analiza biologică luată în data de 14 și introdusă în laborator în data de 15, pe ce mă temeam cel mai mult, pe parametrul Escherichia coli, este zero. Și asta este important. Asta nu este un semn bun. Dar trebuie, în regim de urgență, aceste două măsuri luate. Ori stația de clorinare, ori stația de tratare, sau, dacă nu, branșamentul la rețeaua de apă potabilă a comunei Rungu. Să vedem dacă este posibil, să vedem debitul și asta. Dar trebuie găsit o soluție. Totuși, apa este contaminată cu mai mulți microbi, iar reprezentanții Consiliului Județean caută soluții. Lucrurile nu sunt ok, din punct de vedere organizatoric, pentru că trenează o situație de ani de zile privind acea captare de apă care îi lipsește un element sau o componentă principală, stație de tratare. Am vorbit cu cei de la serviciu tehnic acum și de regim de urgență trebuie găsit o soluție și există soluție încât într-un proces de clorinare sau de tratare cu raze ultraviolete, acea sursă de apă să poată fi introdusă în circuitul de consum. Cosmin Popescu are în plan inclusiv să comaseze cele două cămine de bătrâni pentru a fi evitate astfel de incidente.